to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna... Mi-a venit o comandă de la Sensei, din care am scos... Ce am scos? O pereche de colanți, un fel de colanți, pantaloni gri, de graviduțe. Voiam să vă arăt. Deci am luat lui Rareș papuci dintr-aștia, galoși dintr-aștia de purtat prin curte, pentru că eu luam mama de ziua lui două perechi și o lăsat în soare. Și s-au făcut mici, mici, de o zi poate fili, cred că. Așa. Mi-am luat eu două seturi dintr-astea de șosete în genul acesta. Sunt mărimea mare, dar m-am gândit că nu cred că o să-mi fie mare, pentru că practic ele se întind și nu o să întindă mai mult decât trebuie. Nu am găsit mărime mai mică. Un port fard foarte frumos. Acesta nu e al meu, nu e pentru mine. O să meargă cadou la cineva. Aici am pentru Filip din colecția asta cu miniuni. Am luat să fac așa seturi cumva și avem o pereche de pantaloni scurți așa, o pereche de pantaloni scurți așa, un tricou, tricou este acesta, e mai mult în set cu aceștia, dar merg și așa combinate și aici am cu pantaloni lungi, așa. Iar aici avem un joc, l-am găsit în ofertă, nu știu cum este, poate reușim astăzi să ne jucăm puțin cu el. Este Family Game și pare interesant, așa, pe spate. Așa, primăvara, copacii sunt acoperiți cu frunze și flori, vara aduce o recoltă de fructe, toamna cad frunze multicolore din copaci, iar iarna îi acoperă cu zăpadă. Acesta este ciclul de viață al naturii. De ce se schimbă anotimpurile pe pământ? Pot exista patru anotimpuri în fiecare climat? De unde vine zăpada? Copiii sunt curioși de lumea din jur, vor să o cunoască și să pună mult mai multe întrebări. Cel mai bine este să răspundeți la acestea în timpul distracției. Conținutul cutiei, 15 cuburi, 10 cărți, 2 col de autocolante, instrucțiuni de joc. Aranjează cuburile colorate și alege anotimpurile. Alege cărțile, lipește autocolantele pe cuburi. Da, nu știu cum este, o să vedem, am dat 20 și ceva de lei pe el. Da, și asta, mi-a scris cineva în legătură cu comandele la Sensei. Fetele, eu selectez să-mi vină comenzile acasă. De multe ori am opțiunea de a avea comanda gratis, dacă au anumite reduceri, eu pot chiar să-ți vină gratis comanda, dar vine gratis prin Cargus. Eu nu vreau să-mi vină prin Cargus, pentru că nu sunt așa mulțumită de curierul care vine aici la noi, la Cargus, în sensul că el te sună odată de două ori, dacă nu i-ai răspuns la telefon și nu o dat de tine, sau nu ești să iei comanda în ziua respectivă, el nu mai vine, ți-o lasă la sediu și te duci la Cargus o iei. Pe când cei de la Fan au un curier care e foarte amabil, în cazul în care nu reușesc să fiu acasă sau nu-i răspund la telefon astăzi, el revine mâine, chiar e foarte de treabă și foarte, adică poți să faci, vine la ușă dacă e nevoie, bagă mașina în curte, adică e mult mai amabil și mult mai sare în ajutorul meu mult mai ușor decât cel de la Cargus. Și ca să-mi vină cel de la Fan, trebuie să plătesc 5 lei în plus, chiar dacă transportul este gratis. Eu mai fac și asta uneori. Iar dacă plasați comenzile în magazin, nu plătiți transportul, vă vin în magazin, dar trebuie să plătiți comenzile cu cardul. Cam asta este ideea. Plătiți comanda cu cardul și ea vă vine în magazin și de acolo mergeți să o ridicați. Eu prefer să-mi vin acasă. Am dat și în magazin, dar prefer să-mi vin acasă. Dacă am varianta asta, o prefer. Dacă e o comandă mai micuță, cum a fost ultima pe care am dat o comandă de 100 de lei, nu mi-a convenit să plătesc transport, pentru că nu aveam transportul gratis și nu mi-a convenit să plătesc, nu știu cât era,
16 lei sau ceva de genul transportul, dacă nu 20. Și am preferat să dau gratis, mi-a venit în, să plătesc cu cardul, mi-a venit în magazin și am luat-o de acolo. Ce ne se mai vopsește cu o zi înainte de a avea un eveniment? Nu m-am mai vopsit de mult cu ochelarii mai închisă. Este un șaten închis. Mă închide destul de tare, mă închide culoarea destul de mult. Eu aveam, oricum, mi se deschide înapoi, pentru că m-am mai vopsit așa și la Crăciun sau la Revelion și tot mi s-a deschis înapoi. Am rămas cu urme dintre astea de vopsea și pe mâini am. Sper să mi se mai ducă mâine, să mai fac mâine un duș și sper să mi se mai ducă din petele astea. Dar n-am idee cu ce să mai încerc să le scot. Băieții mei dorm. Filip cu Rareș s-au pus deja să doarmă. Iar eu încă sunt în living. Un ventilator aici pornit. E un ventilator de la Albatros, pe care l-avem noi de mulți ani. L-am coborât, l-aveam la etaj, dar să știți că e chiar fain, e chiar util. Nu este ca un aer condiționat, dar își face treaba. La noi a fost foarte cald în perioada asta și cred că nu doar la noi, cred că peste tot. Și în continuare se anunță toată săptămâna 32, 33, 35, 36 de grade. Se pare foarte cald, nu știu. Noi dormim noaptea cu geamurile deschise ca să ne intre răcoare, iar ziua le ținem închise, că dacă am deschis puțin geamul sau ușa, să stau cu ele deschise, imediat se încălzește în casă. La pompa noastră de căldură avem și funcția de răcire, de a face răcoare cu pompa, din câte știu. Dar imaginați-vă să dau să mi se ridice rece de la picioare și să stau cu rece tot timpul de jos. Asta este. Încerc să mă bucur de vară pentru că nu o să mai fie foarte mult timp cald și după asta o să fie frig, așa că ne bucurăm de vară. Încerc să stau, să nu stau în soare, în căldură exagerată. Bebele meu se mișcă foarte tare pentru că e seară și programul nu e de mișcat. Dar e foarte cald, asta vreau să spun. Că în continuare se anunță zile super călduroase. Open up my
de acolo pentru ecologul. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's time we left for two separate things. Come back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. Bine am căsătorit. Să vă trăiască nașii, care se spune că de ei sunt părinții dumneavoastră spiritual, dar cei mai buni prieteni voștri. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappear. It's been so cold without you. I've realized I only want you. I hope it's not too late. I want you back. Plouă foarte tare afară, cu soare și avem peste 30 de grade, nu știu, 32-33 și a venit dintr-o dată așa o ploaie destul de puternică, cu picături dintr-astea mari. Da. Bună ziua! Câteva zile mai târziu, continui și eu vlogul. Practic, am mai filmat ceva în paralel, am mai terminat un alt vlog pe care l-am început înainte, dar acesta este foarte scurt și nu o să pot să-l postez așa, așa că mai completez puțin, nu voi începe un alt vlog. Este miercuri, seara, am fost prin oraș cu treburi, am avut de rezolvat lucruri, mi-am cumpărat câteva hăinuțe, vi le arăt imediat, am rămas puțin singură vreo oră în mall, și am tras o fugă până în Waikiki. Nu ne mi-am cumpărat câteva haine, dar vă arăt imediat. Iar acum, Rareș cu Filip sunt plecați și sunt singură. Am aici lângă mine trei vinete pe care le-am adus din solar. Vreau să le înțep puțin și să le pun la copt ca să fac puțină salată de vinete. Și roșii din solar. Am o găleată și jumătate, cam așa, pun să fac o porție de ketchup. O porție, două, să vedem de cât am, pentru că rezervele de anul trecut s-au terminat. Am făcut ketchup. Anul trecut am încercat să fac ketchup pentru prima dată. Rețeta este pe canal, găsiți dacă vreți să faceți și vă recomand să încercați dacă sunteți iubitor de ketchup sau dacă copilașii voștri mănâncă ketchup, pentru că la noi am făcut mai mult pentru Filip. Consumăm și noi, dar nu atât de mult cum consumă el, pentru că Filip pune ketchup la cartofi, la orez, la carne, la orice. El mănâncă cu orice ketchup. Așa că mai mult pentru el am căutat o rețetă. Am combinat așa mai multe rețete și am ajuns la una care mi-a ieșit super, super și am filmat-o. Am pus în acest un ketchup de casă și veți găsi rețeta, e foarte simplă, nu e nimic complicat, doar trebuie să mă apuc de făcut pentru că
astăzi nu am avut timp și dacă las roșiile se strică, sunt foarte coapte. Și cam asta am eu un plan, să fac acest ketchup în seara aceasta. Vreau să vă arăt hainele, v-am spus că vânez pijamale, să-mi fac așa un stoc de pijamale, pentru că nu prea mai am. Mi-am mai tot cumpărat, dar s-au tot pătat, s-au mai rupt și vreau să-mi reînnoiesc așa stocul de pijamale. Pe aceasta am cumpărat-o din Waikiki, am plătit 70 de lei, am probat-o acasă, n-am mai probat-o în magazin. Iar aceasta este de la este maternity din secțiunea de graviduțe. Eu am mai avut așa ceva, pijama am primit-o de la sora mea de Crăciun. Foarte fain era, nu mă deranja că era, că era pentru alăptat, că nu o foloseam pentru alăptat. Dar aceasta o să-mi fie de folos. Cam așa este tricoul alb, cu un model aici și cu nasturii aceștia bilaterale, ca să poți să desfaci nasturii și să alăptezi, bineînțeles. Iar aceștia sunt pantalonii. Au fost 70 de lei. Și cred că, da, serialul este 100% bumbac. Am pierdut tricou. Am probat când am venit acasă, că nu ne-am probat pe toate în magazin. Și am pierdut un tricou, nu știu pe unde l-am lăsat. Aici am un tricou, am 3 din Waikiki. Au fost 27 de lei. Acesta este modelul, foarte drăguț. Așa. Încă un tricou, tot din Waikiki. Acesta au fost 25 de lei. Și are acest desen cu Mickey Mouse. Și mai am încă un tricou alb simplu. Ăsta au fost 11 lei. Am multe tricouri albe, dar cred că le port de 2-3 ori și apoi se pătează și se îngălbenesc. Mai Kiki mai am o rochie foarte faină și e de vară. E mai scurtă decât în mod obișnuit. A fost 60 de lei. Asta e mărimea XL. Celelalte au fost mai mari, că le vreau puțin mai lărguțe, dar asta vine cumva perfect. Aș proba, o să vă arăt cum vine, dar vine puțin cam decoltat. Vine așa, are un decolteu în zona aceasta aici. Umerii tind să fie căzuți. M-am gândit să o iau așa de purtat prin casă mai mult, că eu nu obișnuiesc să ies decoltată în general afară. Am eu o rochie pe care o iau și care este decoltată, rochia aceea mea cu floricele. Dacă nu port ceva pe dedesubt, tinde să fie foarte decoltată. Dar în general eu nu ies și nu-mi place în general să nici să mă filmez decoltat. Dacă ați observat, eu cam așa apăr tot timpul. Iar pijamaua din Carrefour este o pijama cu pantaloni scurți și cu tricou. Tricoul l-am lăsat prin casă, nu știu exact unde l-am pus, că l-am probat și pantalonii sunt aceștia. Tricoul e tot așa cu o fată care stă la plajă cumva și pantalonii sunt tot așa. Ceva. Au fost 35 de lei și bine, asta e, pijama asta e cu pantalonași scurți. Am văzut că au reduceri așa prin magazine, dar nu mai sunt reducerile cum erau în alți ani. Noi mergeam acum vreo 2-3 ani, chiar mai bine. Mergem și cumpăram la finalul sezonului. Poate mai durează, să zic că poate mai durează vreo lună, pentru că suntem la jumătatea lunii iulie. Practic suntem în plin sezon de vară, dar cred că în cam vreo lună încep reducerile acelea mari și chiar se merită să urmărești reducerile și să-ți faci stocuri de haine pe anul următor, de rochii, tricouri, pantaloni scurți. Vă dați seama că sunt mult mai convenabile decât dacă le cumperi în sezon. Bun, în altă ordine de idei, nu știu ce să vă mai spun așa, pentru că am în ultimul timp... Nu știu, nu mă mai simt așa confortabil să vorbesc la cameră, parcă nu mai, îmi uit ideile și nu mai știu ce voiam să vă spun. Mâine o să fac 22 de săptămâni de sarcină. Mă simt foarte bine, nu am nicio problemă. Mai doare burta din când în când, obosesc mai repede, bineînțeles. Dar am zile în care nici măcar nu mă simt însărcinată. Ieri, de exemplu, nu m-a durut nimic, m-am simțit foarte bine. Și am făcut o mulțime de lucruri, mi-am făcut o grămadă de chestii prin casă.
Am stat, am făcut mâncare, am făcut clătite, am făcut ciorbă, am stat așa mult în picioare. Și aseară am avut niște dureri foarte puternice sub burtă. O trebuie să iau un NOSPA să-mi calmez puțin durerile. Dar vreau să zic că atunci când uit că sunt însărcinată și fac mai multe decât ar trebui, mă resimt. Dar pe total pot să fac cam tot ce făceam înainte. Nu forțez și nu fac în perioada aceasta treburi ce implică aplecatul. De exemplu, nu am făcut nimic anul ăsta în grădină. Să mă aplec și să stau mult timp aplecată sau să mă tot aplec, să mă tot ridic. Asta nu fac, pentru că mi s-o și interzis clar de la medic. Dar așa, curățenii prin casă, gătit, pus haine la spălat, întins haine, reușesc să mi le fac pe toate ca și înainte. Întrebări am mai primit. Dacă ați observat la mine, eu încerc tare mult să vă răspund la întrebări în vloguri, dacă voi îmi lăsați comentarii sau dacă îmi scrieți mesaje, ca să nu am... De multe ori nu am timp să răspund de la fiecare în parte și ca să acopăr acele întrebări, pentru că știu că mă urmăriți, vă răspund așa în vloguri. M-ați întrebat dacă ne-am apucat de a făcut de pregătit pentru bebe. Eu am 22 de săptămâni. Termenul meu de naștere este pe data de 21 noiembrie. Dar din câte am discutat cu doamna doctor, va fi o cezariană din cauza problemei pe care o am eu cu cicatricea. Pentru că există în orice moment risc de rupere uterină. Doamne ajută să nu fie cazul. Și să fie totul bine până la final, să mă apropii cât mai mult de termen, dar dacă este să fie cezariană, știți că cezariana se programează ceva mai repede și probabil o să fie pe la, nu știu, 37, 38, 39, nu știu dacă ajung la 39 săptămâni cu sarcina. Vedem cum o să fie. Dacă e totul bine, cel mai probabil o să mă duc până la 39 de săptămâni. Dar cel mai probabil pe la jumătatea lunii noiembrie voi naște. Asta înseamnă că mi-e place să zic tot timpul, pentru că vă dați seama cumva, dau seama că trece foarte repede timpul, dar abia aștept să nasc. Luna iulie, din punctul meu de vedere, e aproape gata, chiar dacă mai avem aproape jumătate de lună. Suntem astăzi pe 18 sau 19, nici eu nu mai știu exact ce dată este. 17, 18, pe acolo. Și... îmi place să cred că luna iulie e aproape dusă, apoi mai am august, septembrie, octombrie, 3 luni întregi și jumătate din luna noiembrie. Adică ar mai fi acum, să zic, vreo 4 luni până ce nasc. Parcă la Filip, când eram însărcinată cu el, eram puțin mai stresată și mi-am pregătit totul mai din timp. Dar asta pentru că era prima sarcină, nu aveam absolut nimic, vă dați seama, nici nu știam ce înseamnă să ai un copil, nu aveam absolut nicio hăinuță, nimic. Dar acum, avem căruțul de la Filip, care l-am folosit foarte puțin, nu are niciun sens, niciun rost, mai dăm nu știu câte sute de lei să luăm un căruț nou, pentru că din acest motiv l-am păstrat ca să-l folosim dacă or să mai avem copii. Ce am folosit mai mult la căruț a fost scoica pe care am avut-o în mașină, dar nici pe aceea foarte mult, că n-am ținut-o până... Nu știu cât avea Filip, la 6 luni, cred că, pe la 6-7 luni, cred că i-am pus căunelul, că nu o să început să stea în funduleț. Nu mai știu exact, nu vreau să dau informații greșite, dar nu mi mai amintesc. O să spălăm bine căruțul, bineînțeles, și o să ne ocupăm de el să fie totul pus la punct. Avem leagăne, avem multe lucrușoare dintre astea pentru bebeluș, jucării. Bineînțeles că o să mai cumpărăm. Hăinuțe avem foarte multe, le-am păstrat aproape pe toate. O să le spăl, o să le calc, o să văd ce o să pot să folosesc. Mai sunt care sunt foarte pătate de la diversificare. Probabil că alea nu o să mai pot să mai scot pe tine, nu știu exact de ce le-am mai păstrat. Dar avem foarte multe lucruri de la Filip. Pătuțul lui Filip vrem să-l recondiționăm, vrem să-l șlefuim și să-l vopsim într-o altă culoare. Vreau să mai fac modificări în dormitorul de jos, pentru că eu și bebe o să stăm în dormitorul de jos. La etaj ne-am apucat deja de făcut două camere. Ne-am apucat deja, adică am mai cumpărat materiale, Rareșul s-a apucat să facă tavanele. E mult de lucru, dar momentan Rareș e într-o perioadă în care e cu fânul, face baloți pentru văcuțele noastre. Și câteva zile am mai prins cu asta, după care când o să mai elibereze puțin, o să mai continue să facă la etaj.
Dar asta vrem să facem, camera lui Filip și un dormitor în care să doarmă Filip cu Rareș măcar o perioadă până ce vedem cum ne organizăm. Și aș vrea să, în dormitorul de jos, unde voi sta eu cu bebele, să schimb salteaua la pat. Salteaua noastră este de vreo, nu știu, 5 ani, cred că o avem. S-a pătat, nu mai este într-o stare foarte bună și îmi doresc tare mult până ce nasc. Am o muscă, logic, jale cu muștile astea în perioada aceasta. Și să-mi cumpăr, bineînțeles, o comodă, un dulap, ceva în care să țin lucrușoarele bebelușului. Și, na, medicamente, creme, scutece și toate cele, dar asta puțin mai încolo. Însă eu de asta nu mă simt atât de stresată ca la primul copil, când trebuie să cumperi foarte multe lucruri și nu știi de unde să începi. Noi o să completăm cu medicamente, o să completăm cu scutece, o să completăm cu produse de igienă pentru mine și pentru bebe. Cu ce v-am spus, cu vrem să mai modificăm pe aici, pe acolo, dar nu ne-am apucat încă. Îmi doresc foarte mult un baby nest. Mă tot învâr de ceva timp să mi-l comand, dar am zis să mai aștept puțin, să îl comand mai încolo, pentru că oricum o să vină foarte repede. Și îmi mai doresc un pătuț dintre acela micuț, rotund, din împletit. Foarte mult îmi doresc, m-am uitat așa puțin pe internet și pe acela o să mi-l comand. Vreau ca acel pătuț să fie cu, să stea cu noi în living, unde să putem să-l ținem pe bebe. Sau nu știu, cred că mai mult o fiță de-a mea, ca să zic, nu neapărat ceva foarte necesar, dar îmi doresc tare mult să am un coșuleț dintre acela împletit pentru bebeluși. Cam atât. Mă duc să mă apuc de treabă. Am vrut să lămuresc și asta, că am primit mai multe întrebări, dacă ne-am apucat de cumpărat și așa mai departe. Mai am câteva întrebări pe care le-am tot primit insistent în ultimul timp. O să le abordez eu și pe acelea, că vreau să mă duc să mă apuc ca să nu mă mai lungesc. Filip astăzi nu a dormit la amiază și o să trebuiască să-l culc mai devreme. Aștept să mi-l aducă Rareș și să-l pun la somn. Trebuie să gătesc ceva, să fac și ceva de mâncare, așa că am mai multe de făcut și nu pot stau aici să mă mai lungesc. Rețeta de ketchup o găsiți pe canalul meu, ca să nu stau să o mai filmez încă o dată. Mă duc să-mi bag vinetele la copt și ne auzim un pic mai târziu. Mi-am pus busuioc, mi-am pus sămânță în primăvară și nu mi-a ieșit. Nu mi-a ieșit, de fapt, și am luat de la Lidl. Asta este o buruiană. Am luat de la Lidl. Am luat de la Lidl la o legătură dintre aia de busuioc la ghiveci, de pus în grădină, de pus în pământ. L-am pus aici, ulterior mi-a ieșit și din sămânță, dar am busuioc acum și am venit să iau câteva frunzulițe pentru că fac niște paste și îmi place să pun busuioc la paste. Să știți că este a doua zi, n-am mai reușit să finalizez ketchup-ul la seară, deși m-am culcat foarte târziu. Acum mă duc să-l pun în sticluțe și mă apuc să fac încă o tură de ketchup. Vreau să vă arăt, mi-a adus Filip un pepene din grădină. Și să vă spun că am cumpărat, când am cumpărat răsadurile de pepeni verzi, roșii, nu știu cum le ziceți voi, pepeni roșu, cred, am luat și câteva fire de pepeni galben, dar nu sunt cei mai gustoși. Nu sunt așa foarte aromați, foarte dulci. Acum, de exemplu, acesta miroase foarte puternic, dar nu sunt extraordinar de dulci și gustoși, cum au fost cei de anul trecut. Pentru că anul trecut am cumpărat semințele, le-am pus în pământ și din pământ mi-a ieșit, am mâncat câțiva pepeni din ce am pus în plic și au fost foarte gustoși. Aceștia se fac mari, dar nu sunt chiar așa de gustoși ca ceilalți. Și mai voiam să vă arăt tablița ce mi-am luat-o de la Pepco. Am scris și Stone Family, dar puteți să scrieți orice pe ea. O aveam aici și nu v-am mai arătat-o. Foarte fain e. Poți să pui orice mesaj vrei. Să vă arăt și cum arată ketchup-ul. Acum l-am oprit. Dacă v-aș arăta cum arată răgazul meu, v-ați speria. Pentru că când au început roșiile să fiarbă seara, nu eram lângă
aragaz și mi s-a dus în foc. Mă dau așa ca idee. O să mă apuc de o tură nouă de ketchup, dar până atunci vreau să-mi spăl și să-mi curăț tot, că nu pot să gătesc și să fac ceva când e așa mizerie. Așa arată ketchupul. Să știți că e foarte bun. Este extraordinar, deci foarte fain și foarte asemănător cu ketchupul din comerț. Și practic ce mai aiurea așa la el este că punem zahăr. Dar ca să mă apropii de varianta de ketchup din comerț, trebuie să fie dulce. O porție aceasta de ketchup la 5 kg de roșii, îl pun 250 g de zahăr. Am încercat să-l fac și cu mai puțin, dar nu mai iese la fel. Adică l-am făcut și cu 200, l-am făcut și cu 150. Varianta cea mai bună de ketchup este aceasta cu 250 de grame de zahăr. Iar aici mi-au adus rareș încă o tură de roșii. Mai am câteva de seară rămase, dar l-am rugat să mai îmi culeagă din solar încă o tură. Ia uitați ce roșii frumoase și cărnoase. Am fiert roșiile, le-am pasat, acum le trec prin această sită. Iar aici am prima tură de ketchup, le-am pus pe toate sub un prosop. Să știți că eu folosesc sticluțe dintre acestea, n-am cumpărat sticluții speciale pentru ketchup, folosesc sticluțele acestea mici din sticlă. Nu folosesc sticle mai mari, anul trecut am făcut în burcane mai mari, dar vreau să zic că dacă deschizi un borcan între acela mare sau o sticlă mai mare, nu apuci să consumi. Adică durează foarte mult să consumi o sticlă de ketchup. Ia uitați-l cam cum e de gros. Arată foarte bine. Este încă cald, îl las aici. După ce strecor și scap de toate semințele și cojițele, pun zahărul, pun oțetul, scorțișoara și sarea și las să fiarbă până ce o să scadă și o să ajungă la acea textură de ketchup. N-am mai venit în grădină de câteva zile, adică am mai udat pe peni, dar noapte udam și ia uitați cât avem galbeni, doi aici și încă unul mai micuț aici și acolo unul, da, și unul acolo, s-au copt toți, dar ce frumos miros aici, trebuie să-l luăm în seara asta. Noi n-am vrut să-i luăm pe toți odată, dar nu ne-am mai dat câteva zile la ei. Și ia uitați. Ăsta e mai verde, ăsta merge mai lăsat, merge puțin lăsat. Dar ăsta, uite, crăpat, uite cum s-a crăpat. E super copt. Asta, cred că nici nu știu dacă mai este bun. Ia uitați aici. M-a dus rare și unul dintre acesta, e mare. Sperăm să fie gustos și bun. Și o viespe. Am venit în oraș, așa, într-o plimbare și ne-am luat câte o înghețată de la Mac. Nu ne-am luat mâncare pentru că am mâncat acasă, dar am luat câte o înghețată, dar și-o luat așa Mac Sunday cu căpșuni și eu mi-am luat Mac Larry cu sneakers. Yummy! Lose my mind, lose my mind.